de aici merită chiar mult mai mult decât acest premiu, dar noi suntem foarte, foarte bucuroși și le mulțumim celor de la FIFPro și celor de la AFAN în România care s-au venit la noi. Noi am încercat să aducem terapii cât mai bune de ultima generație. Am încercat să aduc și terapii care eu le-am încercat pe pielea mea de când m-am accidentat și în Olanda și, și în America și care am văzut că, că îmi sunt de folos și cred că le sunt de folos și, și copilor. Așadar, în momentul de față avem kinetoterapie clasică, avem logopedie, terapie ocupațională, hidroterapie care se face doar în sezonul cald, iarna, preventiv, nu, nu se face ca să nu riscăm copii să răcească și, nu, nu în ultimul rând, terasuterapie, care este o terapie de ultimă generație inventată de niște americani și care, din ce am văzut noi, de rezultate foarte bune celor care sunt conștiincioși și se țin de treaba asta, a fost și ideea. Păi avem primul copilaș al fundației care a reușit să facă primii pași purtând acest costum. Deci progresul ce nu mai wow. Și în cele 3 săptămâni, deși majoritatea copiilor sunt cu probleme neurologice în centrul nostru, în astfel de cazuri, poate la 3-6 luni vezi un lucru minor. Dar în 3 săptămâni ai un progres prin folosirea acestei terapii. Noi aici facem terasuit, se numește terapia. Într-un rând înseamnă foarte mult. Cunoaștem terapia de ceva vreme, am făcut și în străinătate și am aflat că se face și în România aici, la centrul Mihai Nesu și am zis să venim și aici. Sunt îmbunătățiri din punct de vedere al stabilității, am început să facă pași singuri, am început să învețe să cadă singur, sunt îmbunătățiți și se văd. În total, pe parcursul timpului, sunt peste 130 de copii, dar în acest moment sunt 60 de copii care participă la programe zilnice de terapie, care vin săptămânal la terapii, sunt copii din județul Bihor și pe lângă aceștia mai avem alți 30 de copii din alte județe ale țării care vin periodic la terapii. The price from FIFPro was a very big surprise for us and like a Christmas present. We are very proud that they are thinking of us. And this show us that what we do here, it's very useful. And we also, I want to invite everybody from FIFPro here in Romania to see our center, to see how we work here with the children, to see how we fight every day together for a better life, for a better health.